Această schemă de garanții e valabilă din 2013. Eu am tras nenumărate semnale de alarmă, inclusiv când eram ministru. Am explicat și ministrului Muncii și ministrului Fondurilor Europene asupra importanței aplicării acestei scheme de garanții. Pentru că, înainte să fiu ministru, am generat, împreună cu Consiliul Național al IMM-urilor, cu Blocul Național Sindical și cu Ministerul Muncii, un program pilot pentru această schemă de garanție. Să vedem ce anume funcționează într-o ulterioară, într-o viitoare schemă de garanții pentru tineri. Și am văzut niște lucruri foarte interesante. Am văzut, de exemplu, că ucenicia nu funcționează în România. Nu au fost cereri, deși colegii noștri de la patronat, de la Consiliu, de la Blocul Național Sindical, avem mii și mii, zeci de mii de firme membre cărora le punem la dispoziție aceste instrumente, uceniciile sunt și plătite și susținute, angajatorii se feresc în a aduce ucenici. Explicațiile pot fi multiple, nu intru neapărat în detalii, dar ca și comparație, România raportează undeva până în 50 de ucenicii anual, într-o 100, să spun așa, hai de grosomodo, 100 de ucenicii, că poate unele dintre ele nu sunt raportate, iar Germania are undeva la 300-500 de mii de ucenicii anual. Deci undeva, să spunem așa, plastic, filmul se rupe, nu e în regulă ceva. Ori întreprinzătorul român se ferește să-și aducă ucenici, el vrea un angajat și nu vrea să se lege la cap cu ceea ce înseamnă ucenicia, nu e o practică în ceea ce înseamnă economia românească. Deci acest lucru nu a funcționat. A funcționat foarte bine angajările, a funcționat foarte bine a doua șansă spre școală, antreprenoriatul, ucenicia însă nu a funcționat. Am văzut că astăzi Ministerul Fondurilor Europene a pus public un ghid privind această măsură a schemei de garanții pentru tineri, mai exact axa 1, dacă nu mă înșel, inițiativa locuri de muncă pentru tineri. Eu îmi doresc ca foarte mulți angajatori, organizații non-guvernamentale, organizații patronale și sindicale să fie implicate în ceea ce înseamnă și schema de garanții și toate celelalte programe de finanțare, introducând aici acel concept de global grants. Pentru că aici folosesc, și cu asta închei, aici folosesc iarăși experiența mea ca ministru. Eu am fost foarte entuziast venit din mediul privat și am spus, am mers la ministrul Fondurilor Europene și am zis, uite, dă-ne 40 de milioane de euro pe aplicații, pe niște proiecte, pentru locuri de muncă subvenționate pentru tinerii care termină acum liceul sau facultatea. Am luat aceea, am scris proiectele, le-am câștigat și am început implementarea. Numai că am constatat cu stupoare că mediul public, toți oamenii din acel minister, 300 și ceva de oameni, nu aveau capacitatea tehnică de a absorbi acei bani și de a reuși să implementeze conform cerințelor unui program. Și atunci am spus, e evident că știind comparația cu mediul privat care are această capacitate, care și-a dezvoltat-o, evident că viitorul nu trebuie să fie acesta. Nu trebuie să resursele să meargă către stat, ci către parteneriat public-privat. Eu am cerut și primului ministru și sper să vedem pusă în aplicare în cât mai scurt timp înființarea unei agenții pentru antreprenoriat, care să fie responsabilă de Global Grants și să preia alături de partenerii sociali implementarea acestui tip de finanțare care să meargă către IMM-uri, care să meargă în mod eficient și imediat către IMM-uri, pentru că altfel, la fel, lucrurile vor muri undeva între niște structuri publice. Structuri publice care nu au capacitatea, nu și-au dezvoltat-o, nu funcționează după regulile impuse de piață. Și până să schimbăm noi aceste tipuri de structuri, vor trece multe decade, vor trece multe perioade de implementare de programe operaționale. 2007-2013 n-a arătat faptul că s-a îmbunătățit substanțial capacitatea administrativă a mediului public. Nu vedem o îmbunătățire extraordinară. Acum merg proiectele într-un ritm nemai văzut. Nu, eu cred că trebuie să schimbăm abordarea, să implicăm foarte mult parteneriatul public-privat în acest sens. Îmi pare rău că astăzi nu am neapărat vești foarte bune privind finanțarea, pentru că eu, dacă aș fi în sală sau când merg undeva, mă gândesc, ok, dar ce finanțare am la dispoziție acum, pentru că pe mine mă interesează acum, nu mă interesează neapărat
niște proiecții. Eu am mai încercat și să aducem alte instrumente în economie, de tipul, vă dau exemplu, legea Business Angels. Legea Business Angels, care e în Camera Deputaților, blocată în ultima comisie, Comisia Buget, pentru că fiecare deputat e mai deștept decât orice alt cetățean al acestei țări și vine cu inputuri asupra legii. De fapt, majoritatea dintre ei nu înțeleg absolut nimic din acea lege, însă aduc plus valoare acelei legi. Mediul de afaceri așteaptă legea, Comisia de Buget de 3 ședințe o tot discută și o rediscută.